Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să găsesc niște soluții de supraviețuire pe lângă celebra brânză Făgăraș de vaș cu smântână. Asta e aia cu biluțe? Păi și am avut... Da. Aia cu biluțe, nu? Da. Da, e și cu biluțe și biluțe. Sunt mai multe forme de... Da, în fine, acum, tot aia până la urmă. Gustul e același. Luca le știe pe toate acum. Da, și așa. Am avut o idee foarte bună pe care am pus-o în practică și pe care vă recomand astăzi la Culinaria, pentru că e deopotrivă bună și cu sare și fără sare. Căutând soluții, m-am orientat către pieptul de pui. Am cumpărat piept de pui, l-am filetat și l-am marinat pentru câteva ore în iaurt cu ulei de măsline și cu zeamă de lămâie. Asta e o bună idee, da. După care... Frăgezește bine de tot. Foarte bine, e foarte important. Uh-huh. Chiar dacă e de ăsta de care se găsește acum și care nu prea mai are fibre, adică oricum e suficient de fraged, îi dă o frăgezime în plus. După care l-am spălat bine de tot și l-am uscat. E foarte important și asta când facem la tigaie și nu la grătar afară carnea. Uh-huh. Și într-o tigaie, pe urmă, am pus foarte puțin ulei și am făcut, practic, pieptul de pui la capac. Uh-huh. Câteva minuțele, 2-3 pe o parte, 2-3 pe o parte. După care am pus felii de mozzarella, că mozzarella nu e sărată. Mozzarella aia baton, știi? Da, aia de gătit. Și o folosești la preparate calde, la pizza, la... Uh-huh. Da. Aia de gătit, da. Am pus 2-3 felii de mozzarella pe fiecare felie de asta de piept de pui. Am luat o conservă mică de roșii tocate, roșiile alea italienești de obicei, că sunt cele mai bune, se știe asta, dar mă rog, pot fi orice fel de roșii tocate, însă roșii, încă o dată, pulpă de roșie tocată sau roșii întregi pe care le toști tu, nu pastă de roșii. Uh-huh. Așa. Oregano și 2-3 căței de usturoi presați cu cuțitul înainte de a-i toca mic pitic. Și făcută o salsă așa cu roșii, usturoi și oregano. Întinsă peste mozzarella, a pus capacul la loc și lăsat câteva minute până se... cu o... să se topească un pic mozzarella. Nu? Roșiile alea și să se topească mozzarella, exact. Am înțeles. Și eu i-am mai dat și un praf de chimion, că e mirodenia mea favorită în combinațiile de genul ăsta, dar se poate mânca foarte... și piper proaspăt, bineînțeles, da. În lipsa sării, în cazul meu, dar se poate mânca, evident, cu sare. Însă este... e foarte bun, e foarte proaspăt. Da, îți văd gustul ăsta, știi, de... Da, îți dau lacrimile când ne povestești. Îmi și imaginez. Pieptul de pui este favoritul. După ce a făcut toată asta, a mâncat el săracul fără sare, fără zahăr, a mâncat lăcrimând. Și după aia și-a adus aminte de vremurile când coaste, barbecue, hamburger cu pulled pork, ciorbă de burtă, maioneză, deșertăciune. Da. Nu sunt bune. Îngrași au... Asta. Pui cu roșii, cu mozzarella, busuioc, sănătate. Pentru săptămâna viitoare îți propun să găsești o rețetă la fel de bună de pește fiert. Dacă vrei, am auzit că din pește fiert se fac niște chestii minunate, sănătate curată. Auzi, cât o să mai dureze perioada asta cât trebuie să mănânci fără zahăr și sare? Astăzi e ultima zi. Gata, frate, luni mergem la mici. Deci până luni cred că vin gras. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.